Dacă duminica viitoare ar fi alegerile prezidențiale, Mircea Gioană, din postura de candidat independent, le-ar câștiga. Cel puțin asta arată cel mai recent sondaj InScope la comandanews.ro. În topul favoriților, el este urmat de Marcel Ciolacu și George Simion. Liderul PNL, Nicolae Ciucă, ocupă locul 4, urmat de Diana Șoșoacă. Sondajul mai arată că președintele AUR ar fi contracandidatul ideal în turul al doilea, unde ar pierde în fața posibililor oponenți. Peste jumătate dintre participanți spun că în mod sigur vor merge la vot și discutăm despre acest subiect cu jurnalistul Digi24, Claudiu Pândaru, alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența. Bună dimineața. Hai să vedem puțin, eu sunt curioasă dacă te îngrijorează ceva din acest sondaj. Dacă ne uităm la topul favoriților, Marcel Ciolacu, George Simion, foarte aproape. Să știți că nu sunt totuși date atât de surprinzătoare pe cât ar putea să pară la o primă vedere. Era de așteptat ca George Simion să fie pe locul al treilea în această fotografie privind preferințele electoratului în acest moment. De altfel, și partidul domniei sale e la fel. E tot acolo, pe locul 3, în unele cercetări sociale, chiar pe locul 2. Acum, de fapt, miza aici este cu totul alta. Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal sunt cele două formațiuni importante care trebuie să-și desemneze candidații sau, atenție, candidatul. Există discuții privind formarea unui bloc politic care să trimită în alegerile prezidențiale un singur candidat din partea celor două partide care în felul ăsta și-ar continua frăția guvernamentală și-ar transforma-o și într-o prietenie sau relație electorală prezidențială. Claudiu, cu siguranță această decizie depinde foarte mult și de rezultatul acesta pe care îl vedem, da? George Simion de la AUR, 18,5%. Sunt convins că analizează foarte mult toate aceste date toate pentru a scenariile, decide. În toate scenariile, alegerile prezidențiale, să nu uităm, sunt în două tururi de scrutin. În toate scenariile, George Simion pierde în fața unui contracandidat, oricare ar fi el, Mircea Gioană, Marcel Ciolacu, chiar și domnul Ciucă, acolo la limită, îl bate pe George Simion în cel de-al doilea tur. Și mai sunt câteva lucruri de adăugat. Asta e o cercetare socială făcută la rece. Da? Anul viitor va fi unul extrem de încins electoral. Și scenariul 2000, când România a ieșit să voteze răul cel mai mic, ar putea să fie din nou replicat și anul viitor. Aici sunt însă câteva chestiuni foarte interesante. Mircea Gioană și această candidatură, eventuală candidatură a domniei sale la funcția de președinte al României. Mircea Gioană și-a construit în ultimii ani imaginea unui lider cu anvergură internațională, păstrând însă în discursul său elemente naționale, ba chiar accentuând în anumite perioade, apăsând pe pedala accelerației în această direcție, în discursul său. Mircea Gioană însă, iarăși, deși dacă e să ne uităm la acest sondaj, ar fi favorit, de departe. Lucrurile cu domnul Gioană stau altfel însă, pentru că chiar și alegerile prezidențiale, vedeți, nu sunt doar niște alegeri în care numai numele candidatului contează, ci și susținerea partidului. Ori domnul Gioană ca independent ar pleca cu un astfel de handicap. Nu ne dăm seama dacă ar putea sau nu să fie recuperat. E o întrebare pe care nu am văzut-o pusă în acest sondaj. Pentru că domnul Gioană e testat împotriva lui Simion, a domnului Ciucă și a domnului Boc chiar, da? Chiar și a domnului Boc de la Cluj. În schimb, nu este testat împotriva domnului Ciolacu. Ori, domnul Gioană, ca și filieră politică, să nu uităm, provine totuși din partea Partidului Social Democrat. Dacă PSD l-ar susține pe domnul Gioană și nu pe domnul Ciolacu, victoria domnului Gioană din aceste cercetări sociale ar fi una asigurată. Dar e totuși un scenariu greu de crezut. Și rămâne de văzut cum vor evolua toate aceste cifre, pentru că este abia acum se deschide sezonul acestor sondaje. Nu? Mulțumim tare mult! Mulțumim, Claudiu!